După lungi promisiuni ale primarului Nicolae Barbu în ceea ce privește locurile de joacă, giurgiuvenii se pot bucura în sfârșit de cele 10 locuri destinate celor mici. În urmă cu câteva zile s-au demarat lucrările de amenajare și modernizare. Primul parc care a intrat în vizorul celor de la primărie a fost Parcul Telefoanelor. Costul proiectului se ridică la 17 miliarde de lei vechi. Cele 10 locuri de joacă despre care vorbim, pot să spun că a început execuția lor efectivă. Contractul a fost atribuit, este vorba de un contract multianual, deci pe 3 ani de zile, în valoare de 1.700.000, valoare totală, adică 17 miliarde de lei vechi, împărțiți, cum am spus, pe 3 ani, anul acesta 920.000, anul următor 1.000, celălalt an restul de 700.000. Firma care a câștigat această licitație s-a angajat că în termen de 2 luni va termina lucrările în toate cele 10 locații. Chiar dacă vara s-a încheiat, giurgiuvenii sunt bucuroși că în sfârșit au unde să-și ducă copiii să se joace și spun că este bine că autoritățile s-au ținut de cuvânt în cele promise. E foarte bine că s-a apucat și mai ales, dar ar trebui și păzit de cineva. Că uitați-vă în ce stadiu au fost aduse și lucrurile acestea. De asta, când a fost și ăsta făcut și uitați-vă, nu mai sunt balansoarele ca lumea, deci ar trebui pusă o pază să nu vină să... Ia uitați-vă un lemn, vine timpul friguros, nu știu dacă mai au chiar așa de mult timp. Poate cei mici, dar nici cei mici, ca să duc la grădiniță, la... Da, la primăvară. Nu e frumos, deocamdată nu este terminat, vine toamna acum, dar e și la anul, că ei sunt mici. Nu e numai de azi, de... și așa că merge. Da, ne bucurăm pentru că a demarat această acțiune ca să aibă și copiii noștri unde să simtă bine, unde să joace și unde să facă mișcare. Vara asta care s-a terminat și sperăm să ne ajute un pic toamna și să mai îmbine perioada de școală cu un pic de joacă. Totuși e bine că avem și acum, știți cum să zicem, mai bine mai târziu decât niciodată. Firma care a câștigat licitația și-a luat angajamentul că va executa lucrările în 2 luni. Banii vor fi achitați de primărie timp de 3 ani. Pentru anul acesta este alocată o sumă de 9,2 miliarde de lei, urmând ca în următorii 2 ani să fie plătiți și restul de bani.